Hei, salutare, oameni faini! Sper că aveți o zi minunată! Azi continuăm să răsfăim seria Dragonero, și anume, mă rog, seria Dragonero Iribele. Și anume, în data aceasta, vom răsfăi împreună numărul 2, un număr ce a apărut așa în decembrie 2019, Italian, evident, la costul de 3,90€, cu o copertă așa demențiară, și Ritorno a Solian, sau Reîntoarcere la Solian, Solian fiind un oraș din regat. Și avem așa o copertă destul de faină, așa un Ian, îl avem pe Ian Aranil, a.k.a. Dragonel, așa într-o luptă destul de brutală. Și bine, Dragonel e ca un fel de Geralt Witcher, dar varianta italiană, cu mai puține abilități și da, cu anumite particularități ale lui. Dar în orice caz o serie demențială și în momentul de față aș putea să spun că este seria cu cele mai frumoase desene din tot ce oferă Sergio Bonelli Editore, ca și serii, universuri sau ediții pe diferite de benzi desenate. Dar să vedem așa puțin practic, dacă am face așa un mini, o scurtă prezentare a volumului în sine, dacă numărul 1 vorbeam că mai mult a fost așa ca și o introducere în noua serie Dragonero Il Ribelle. Cred că în primul volum nu prea a fost așa mare acțiune, totuși Ian Aranil, Dragonero și acompania de prietenii lui vor încerca să fugă de, să spunem așa, de armatele regelui, care până în odinioară era, Ian era efectiv, să zicem, omul regelui, numai că și-a dat seama că regele este cumva influențat în spate de un cult și cumva există la mijloc niște planuri așa puțin mai malefice cu regatul și cu cultul respectiv. Și cumva Dragonero, alături de companiei lui, se răzvrătesc, de aceea și seria Il Ribelle sau Dragonero Rebelu, și vor încerca cumva să schimbe regatul, să îi dea pe jos pe cultul respectiv sau cei care fac din parte din cultul respectiv. Iar la numărul trecut, să zicem că Ian Aranil era în fugă față de gărzile regale și ulterior, în demersul drumului către anumite alte orașe sau anumite ținuturi, va fi necesar să se intersecteze puțin și cu orașul Solian, care era dominat de trupele regale. Dar așa, dacă ar fi să luăm practic pe vremuri în acest univers, un lung râu subteran curgea din masivul Kars, Kars fiind așa un munte cunoscut în Erondar, în universul Dragonero, și până la Marea Breze. În schimb, un baraj construit de dwarfi pentru a exploata o mină ce drept acum dezafectată și uitată, i-a blocat cumva cursul acestui râu, să spunem, sau fluviu, de foarte mult timp. Numai că, totuși, prin spargerea acestuia, râu curgea din nou imediat, devenind o rută subterană convenabilă și secretă pentru cei care se răzvrăteau împotriva autorității imperiale, ceea ce și Dragonero va profita de acest lucru. Numai că, în schimb, acest baraj se afla sub orașul Solian. Și evident că, din păcate, această, să zicem, afacere o să îl implice pe Dragonero și pe tovarășii lui să încerce puțin să ajungă în acele caverne subterane, să traverseze, zicem, ținutul respectiv, numai că vor avea așa o mică dilemă. Bă, da, încercăm să ne strecurăm și să sperăm că așa, sau intrăm direct peste ei și ne luptăm. Rămâne de văzut. Dar cumva, să zicem, acest story ne duce puțin așa de Lord of the Rings, când merg ei prin cavernele dwarfilor, adică sunt asemănări. Da, frumos. Da, să intrăm așa puțin în el. Și avem așa numărul 2, apărut în decembrie 2019. Și avem așa de Soggetto e sceneggiatura, sau mai bine spus, scenariul de Luca Enoch, care este unul din
cei doi autori care au inventat acest univers. Și de data aceasta avem așa desene de Salvatore Porcaro și, bineînțeles, avem o copertă de Gianluca Pagliarani. Dar frumos, ca și număr, bineînțeles, ne mai face... Și aici așa o mică reclamă la o serie ca Undici, un fel de soldat american de varianta sovietică. Deci, peste Cronache de la Liberiune sau Cronica Rebeliunii, unde ne pune așa în temă cam ce s-a întâmplat în primul număr. Și dăm bătaie așa puțin, adică e drept, deci desenele sunt altceva, sunt... De ce și menționam că seria Dragonero, în opinia mea și a multor cititori de benzi desenate din Italia, oferă cele mai bune desene din toate universurile Sergio Bonelli la ora actuală. Numai că, cum menționam istoria acesta, cum ei vor fi nevoiți ca să ajungă în acele caverne, practic, vor încerca, în primă instanță, să se furișeze, să fie așa, sneaky. Numai că, da, din păcate, să spunem că planul le iese cam cum și-au dorit ei și, într-un fel, vor ajunge să poarte așa niște lupte cu gărzile ce se aflau în orașul Solian. Dar frumos, ca și istorie, ca și cum parcurge așa povestea personajelor noastre și mai aflăm așa câteva intrigi puțin despre gărzile imperiale, îți oferă așa puține fragmente din storiul principal, dar dozate destul de bine, adică nu o să... și aici așa un cadru așa demențial, deci când ajungi la... la diga perduta de inanii sau la digul pierdut a, mă rog, piticilor, dwarfilor. Și cum încearcă ei să se strecoare, bineînțeles, dau uite gărzile imperiale și au loc așa câteva bătălii, lupte, adică frumos, frumos, adică pe lângă faptul că desenele sunt plăcute ochiului, sunt demențiale și povestea în sine livrează, adică chiar dacă multe ori pare așa a fi ca un manga, dar frumos. Deci personajul Dragonero este controlat foarte bine, de asemenea și companionii lui, deci te atașezi de ei, sunt îi poți identifici ușor și să vezi puțin relația dintre ei, cum se dezvoltă constant. Deci practic am putea să ne gândim, nu știu, ca un joc de D&D Dungeons and Dragons, când îți faci așa un party și ai în partii cam tot ce ai avea nevoie și de muscle, ai un orc pe Knorr, mai de asemenea o elfiță care e așa mai pe partea aceea de magie, foarte frumos. Și pur și simplu storia noastră se termină așa când totuși vor ajunge în subteran, bineînțeles, vor da și de râu menționat la începutul video și cumva vor înainta. Ajutați puțin, evident, și de către dwarfi să traverseze cavernele respective pentru a ajunge în altă locație destul de interesantă și fine de episod sau sfârșitul episodului și, evident, vom continua povestea în video următor. Mai avem așa niște reclamă la câteva albume tot legate de universul Dragonero și avem așa un volum distinct Dragonero și, bineînțeles, și seria Senza Anima sau Fără Inimă, tot de Dragonero. Și, evident, avem așa un preview la coperta pentru numărul 3, foarte faină de altfel. Și, evident, avem și numărul 3, o să apărăm așa când eroii noștri se vor confrunta cu ceva mai ieșit din comun pe această cale față de ce a fost până în prezent. Da, frumos, deci cel puțin... Ca și serie, mie îmi pare rău că nu este și tradusă măcar în limba engleză să apară așa la nivel internațional. Păcat, seria aceasta merită răsfoită. Oricum, sper că v-a plăcut așa, mai pe scurt, Dragonero, Il Ribelle numărul 2, a apărut în 2019. Nu îmi rămâne cât să vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Nu uitați, un click acolo pe butonul de subscribe face banda desenată fericită. Vă urez o zi cât mai bună și, bineînțeles, baftă tuturor!